Ana, cum ți-i procurorii și judecătorii ăștia pe care i-au făcut Amiana Cealniș? E, la cine te referi? La Musteață, Plămădeală? Și la ăștia și la ăla care i-a muie în locul ăsta în oglu, cum îi zici, cu fața și oroasă? Robu. Rob. Bă, și față și cătătură are robul ăsta. Cum grăiește, te trec și ori. Tu știi, romnașul, el cu imidjul ăsta lui de om și oros, îi tare potrijit să ocupe de judecătorii și procurorii corupți. În rus este așa o vorbă, graza procurorul, nu adică frica procurorilor. Un fel de Terminator, vrei să spui. Terminator. Terminator sună și mai gine. Robul, Terminatorul procurorilor și judecătorilor. Mă întrebai ce cred despre aceste numiri. Da. Păi, ce să spun? Aud că unii dintre ei au păcate, au colaborat cu vechiul regim. Ia ca peat, v-ați peat. Românașul, arată-mi tu nie un judecător, un procuror din țara asta care n-are păcate. Măcar unul. Păi, tot aud politicieni și comentatori spunând că există astfel de judecători. Și eu aud, românașul. Cui nu-i lenici că sunt așa judecători cinstiți? Sunt! Undi-s? Undi-s, băieți? Arătați-i măcar unul, spuneți măcar un nume! Te-ți spun că sunt, nimeni nu ne arată niciunul și nu ne spune niciun nume. Sunt undeva, înțelegi? Bine, nici eu nu am auzit vreun nume, dar oricum cred că există. Băi, romnașule, de 30 de ani politicienii din țara asta fac din judecători și procurori slujile lor, dar tu ai auzit-ai măcar vă unul din judecători și procurori să se jăluiască, spună că nu-s de acord? Așa de dragă le mai este să și bă sluji. Azi să-i slujească pe un prezident și un partid, mâine pe altul. Pentru că de fiecare dată erau lăsați să ia mită, să fie corupți. Da, nu. 30 de ani au fost așa, romnașul. Dar mă, tu vezi ce se întâmplă. Le-a fugit ultimul lor stăpân Plaha. Le-a fugit Nila și Mita. Au rămas în mijlocul drumului. Băi, tu știi de ce i-am us așa de borzi? De ce? Pentru că întotdeauna când pleca un stăpân, vinea altul romnaș. Dar Maia nu vrea să le știe stăpân, să iei de sluși. Băi, dacă Maia s-ar face un fel de Plaha, iar și în culmea fericirii romnașul, iar ajuta lui Maia să-și facă mafia ea, ei ar lăsa să iei mită mai departe și apea te-ar și jizni malina. Pentru că ei cu asta s-au ocupat 30 de ani, romnașul. Asta e specialitatea lor, să le ajute politicienilor să-și facă mafia lor. Dar Maia și Pas nu vor să-și facă mafia. Foarte bine, dar să folosească pentru asta judecători și procurori cinstiți. Tu tot repetai mereu că îți place Codruța Chioveșia noastră. Da, îmi place Codruța voastră, îmi place. Păi găsiți și voi o Codruța Chioveșia aici. Ia la dânsul. Păi, romnașoi, cum îi se găsește așa om dacă el îi într-un singur exemplar? Nu numai la voi, dar în întreaga Europa. Ia că au făcut-o pe Codruța șefa procuratorii europeni. Înseamnă că și în Europa îi difțit de așa oameni. Am auzit că eu început de-am să fac farfală și pe acolo. E drept că eu arestat de-am pe 20 de mafioți? Da, așa este. Românașul, tu știi unde vrei să înveți tineretul nostru? Nu, la care specialitate e cel mai mare concurs la noi? Nu știu cum am un românaș, dar până nu de mult primul loc era întotdeauna dreptul, facultatea care face judecători. Dar deși oare, se întreabă românașul, tineretul străjea așa de tare la drept? Cum crezi tu? Pentru îmbogățire. Vezi că știi! Bă, ei când vedeau și viață duc judecătorii, și căsălăi au, și mașini au... Toate provenite din mită. Da, deși! Ia ca deși să dușeau ei la drept, romnaș, să-și facă repede și palate și mașini. Nu, romnaș, nu zic. Poate vă 10-15% din trânsă erau băieți și cinstiți și chiar vroiau să lupte pentru dreptate. Dar marea majoritate, românașul, la bogăție și mită străjeu. Deci să înțeleg că dacă nu există o Codruța Chioveșii, atunci să ia niște corupți să lupte cu corupție. Românaș, la noi nu ai de ales între mai multe codruțe, între bun și rău, La noi ai de ales între răi, foarte răi, șparșiși cu tătul, Înseamnă că... Românaș, nu e ca spune, cum îți închipui tu
că îl faci procuror pe un tinerel cinstit și el să aresteze niște mame de mafioz, niște ca Stoianoglu, Poale Lungi, Damir, Chitoroagă, Igor Popa și ăla, ha? Băi, aici trebuie și o leacă... Să fii ca dânsii. Poate. Să-ți spun ce se va întâmpla. Robul a arestat pe mafiotul Stoianoglu ca să devină el mafiot în locul lui. Musteață o să-l dea jos pe mafiotul Poale Lungi ca să-și instaureze mafia lui. Schimbăm o mafie cu alta. Ne, Romnaș, padajdi, așa au fost până amu, Romnaș. Tu chiar nu vezi ai cald de maia, nu-s ca și ei de până amu, că ei vor să schimbi tătea este. Amu, dacă robul ori musteață a scalt strâmb, ați vrea să-și facă mafia lor, repede îi cheamă în parlament și le face de asta, cum se cheamă, evaluare. Evaluare. Nu evaluare. Evaluare și îi dă jos. Doar amu îi cu evaluări de astea, nu-i pune în acea nici pe veșii. Bine, bine. Tu zici una, eu zic alta. O să vedem cine dintre noi are dreptate. O să vedem. Ia ca să vedem. O să vedem.